Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Nu ne mai înțelegem, ne certăm mereu, spun multe dintre cuplurile care vin la psihoterapie. Lupta pentru putere este inevitabil o etapă care poate să apară în viața oricărui cuplu. Care sunt motivele pentru care ajungem să ne războim și cum depășim această etapă? Aflăm de la Laura Ghiță, psihoterapeut. Și bine te-am regăsit! Draga mea prietenă, că pot să te numesc așa. Mulțumesc, Oana. Și e o onoare pentru mine. Și pentru mine. Mulțumesc că m-ai invitat din nou. Și continuăm discuția pe care am început-o săptămâna aceasta împreună cu Luminița Ristea despre relații. Și am ales așa să realizăm o emisiune împreună care să se refere la lupta pentru putere în cuplu. Dar noi putem să vorbim mai mult de atât. Sigur că da. Este foarte interesant ceea ce ne-ai spus și tu data trecută, faptul că ajungem fără să vrem, de fapt n-ar trebui să ajungem aici când bărbatul și femeia se intre în conflict, să existe superioritatea aceea pe care unul dintre ei o manifestă în cuplu. Și ajungem aici fără ajungem, să vrem. Ajungem, da, se ajunge. De ce? Am să iau un pic de la început. Sigur că da. Atunci când ne adunăm împreună, fiecare dintre cei doi parteneri, din iubire, din dorința de a fi pe plac celuilalt, caută să îi îndeplinească celuilalt nevoile cât mai mult. Și asta durează pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin, o perioadă mai scurtă sau mai lungă, poate dura și ani. Însă, încet, încet, obosim, încet, încet, începem să vedem defectele, poate, partenerului sau să ne reamintim că am văzut niște defecte de care nu am ținut seama la început, pentru că eram în acea febră a iubirii, a dragului, a fi împreună, în visul pe care îl aveam de a călători și de a realiza împreună ceva. De ce se întâmplă lucrurile astea? Mă întreb de ce ajungem la lupta pentru putere. Ajungem la lupta pentru putere pentru că, de fapt, noi cu noi nu suntem aliniați. Noi, fiecare dintre cei doi parteneri, nu știu, de fapt, cine... Femeia nu știe cine este cu adevărat, bărbatul nu știe cine este cu adevărat. Și nu ne respectăm pozițiile. Nu ne respectăm rolurile. Rolurile. Da, chiar dacă și eu am mai spus asta de câteva ori, iubirea nu este suficientă într-un cuplu. Relația într-un cuplu este un el, o ea sau, mă rog... Un el și o ea, ne referim la un da, el și o ea. Un el și o ea. Și este relația. De unde învățăm noi cum să ne comportăm în cuplu? Ne-a învățat cineva vreodată? Există în școală, există în familie, pe vremuri, în familie, femeile erau învățate cum să fie femei, bărbații erau învățați cum să fie bărbați. Copilul, băiatul stătea foarte mult în preajma bărbaților din familie. Familia nu se reducea la mamă și la tată, da? Erau bunicii, poate mai mulți, toți bunicii, poate unchi, mătuși și veri și așa mai departe. Femeia era învățată, fetița era învățată, crescută să fie femeie. Și bunicele noastre, străbunicele noastre au știut cum să gestioneze relațiile pentru că au știut să-și îndeplinească rolurile lor, rolurile personale și apoi să respecte rolul bărbatului de lângă ele. Evident, acum s-au schimbat în societatea modernă multe lucruri. Dacă înainte bărbatul avea un număr limitat de responsabilități în casă, acum și pentru că femeia muncește și uneori muncește, este la lucru mai multe ore decât bărbatul, cumva se mixează rolurile.
cu toate astea, este posibil să ajungem împreună la o înțelegere, să stabilim niște reguli de funcționare ale relației noastre, cine ce face, când face, cum face, dacă nu se poate, cum ne înlocuim unul pe altul și așa mai departe. Aș vrea, Laura, să ne referim un pic la începutul relației. De ce spun asta? Pentru că am observat că este foarte important din ce spațiu intri într-o relație. Și când mă refer la spațiu, tu știi foarte bine da. Cum sunt eu pe interior, în interiorul meu. E foarte important. Care este motivul într-adevăr. Pentru care nu intru într-o relație? E foarte important, Oana, este foarte important pentru că am să spun în primul rând și după aceea continuăm, din punctul de vedere al psihologiei transgeneraționale și al constelațiilor de familie. Da? În constelațiile de familie, experiența, experimentarea acestui tip de terapie, acestei metode, a dus la concluzia că sistemul de familie, noi acum ne închipuim și asta am găsit-o într-o ceea ce spun acum este dintr-o carte de psihologie transgenerațională, ne închipuim că în zilele noastre căsătoriile nu mai sunt aranjate. Și în cartea aceea spunea, vă înșelați, căsătoriile sunt în continuare aranjate. Pe de-o parte de sistemele de familie, deci sistemul A de familie are anumite încurcături energetice, anumite răni de vindecat, anumite lucruri de adus în pace, de echilibrat, de aranjat, sistemul B de familie are răni similare. Și atunci cele două sisteme de familie, la nivel de inconștient individual, dar și de inconștient al sistemului de familie, energiile se mișcă și lucrează și aduc împreună descendenții din cele două familii, astfel încât ei doi să vină împreună, să se ajute unul pe altul, să înțeleagă ce se întâmplă, cum este, unde sunt blocajele, de ce sunt aceste blocaje, ce este de făcut ca să se deblocheze această energie a vieții și a iubirii și astfel sistemele de familie își vor asigura perpetuarea. Pe de altă parte, noi moștenim, învățăm din familiile noastre anumite comportamente, tipare. Eu o văd pe mama cum se comportă ca și femeie și ca și soție în casă. Învăț de la ea cum să manifest afecțiunea. Ăsta e rolul femeiei. Cum să dăruiesc afectivitate, da? Și îl văd și pe tata, ce se întâmplă cu el, cum este el bărbat, cum își manifestă rolul de bărbat, cum protejează familia, casa, cum asigură necesarul de zi cu zi al familiei, cum este sprijinul femeii din punct de vedere al masculinului, da? Și apoi îl văd pe fiecare dintre ei și îi văd și pe ei în interacțiune. Și noi am mai discutat asta în emisiunile tale în contextul constelațiilor de familie. Cum învățăm noi să fim adulți și să interrelaționăm. Și atunci eu de acolo învăț, copilul de acolo învață și vine cu aceste lucruri, aceste comportamente, aceste tipare, vine cu ele în relația de cuplu. Le aduce în relația de cuplu mai mult inconștient, că e timpul să recunoaștem că foarte mult din această viață ne-o petrecem inconștient. Și atunci ne va fi ușor să fim din ce în ce mai atenți cu noi și să fim din ce în ce mai conștienți de viața noastră de zi cu zi. Deci e timpul să recunoaștem că inconștient ne raportăm în relația de cuplu la partenerul nostru din această poziționare. Mai este ceva ce mă întrebasei tu mai devreme. Mă vin către partener dintr-un gol, dintr-o nevoie, din a cere sau vin din a dărui?
dacă vin din nevoie, din faptul că și multora li s-a întâmplat acest lucru, faptul că eu nu mi-am luat de la părinții mei toată iubirea pe care ei mi-au dăruit-o. De multe ori ne închipuim că ei nu ne-au dat, dar conștient sau inconștient, agresivi, violenți, cu toate câte au avut ei, ei ne-au dat iubire. Însă noi, ca și copii, nu ne-am luat iubirea, nu ne-am permis să luăm tot ce au dat ei, pentru că, evident, veneau la pachet toate și, da, simțeam iubirea mamei și, în același timp, simțeam frica ei sau furia ei sau tristețea ei sau suferința ei și atunci, cumva, din locul meu de copil care nu se simțea în siguranță, puneam stop și iubirii. Și atunci revin la ce ai întrebat tu, din ce loc vin? Din ce loc vin eu ca femeie în primul contact cu partenerul meu, din ce loc vine partenerul meu? Pentru că nu este la fel de... Viața ar trebui să fie simplă și noi ar trebui să trăim cât mai simplu. Însă mintea noastră, experiențele pe care le-am văzut în jurul nostru sau pe care le-am trăit noi, complică lucrurile. Și atunci eu vin cu ale mele, partenerul vine cu ale lui și este foarte mult acolo. Da? Mai este ceva care este interesant în constelațiile de familie, familiale, spre exemplu, Bert Hellinger a spus cheia pentru orice relație în viață, dar cheia pentru o relație fericită de cuplu în viață este mama. Indiferent că ești femeie, indiferent că ești bărbat, mama este importantă. Mama este importantă pentru că ea este prima ființă cu care noi suntem efectiv în contact atunci când venim pe această lume și ea ne hrănește și atunci când mama își hrănește copilul, ea nu dăruiește numai mâncarea fizică, ea pune acolo tot ceea ce poate să aibă ea, iubire, afecțiune, toate gândurile ei, toate visele ei, toate speranțele ei despre în legătură cu acest copil și în legătură cu viața ei de zi cu zi. De aceea, de multe ori în terapie, am întâlnit clienți care a căror furie nu era a lor, a căror tristețe, de fapt, era tristețea preluată, moștenită de la mama, încă din stadiul incipient, din stadiul intrauterin. Sunt multe aspecte care pot fi luate în seamă și evident că asta se face doar individual în interacțiunea cu clientul. Da, și este important să ajungem aici la individual, chiar într-o relație, pentru că să nu uităm de noi înșine atunci când suntem într-o relație. Probabil de aceea poate fi unul dintre motivele pentru care ajungem în lupta aceasta pentru putere, acela că uităm de noi înșine și proiectăm nemulțumirile, frustrările în partenerul nostru și spunem, tu ești vinovat, exact, eu nu. Exact, exact. Noi nu numai că uităm, de asta am spus, e timpul să devenim conștienți, nici nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Pur și simplu, la un moment dat, partenerul a spus o vorbă care nu are nicio legătură cu partenera lui, care nu are n-a fost nicio intenție de critică sau de judecată și cealaltă persoană se simte atacată, se simte lovită și atunci imediat reacționează. Cu cât ne antrenăm mai mult să înțelegem, să fim conștienți, să fim atenți ce este cu noi, ce simțim, care sunt emoțiile noastre. Ne întrebăm de ce a apărut această stare. Că ai văzut, ni se schimbă câteodată starea, te uiți, te întrebi, dar de ce? Că acum 5 minute eram bine dispusă și acum dintr-o dată am devenit tristă sau îngrijorată.
Cu cât ne antrenăm mai mult, să fim atente și atenți, da? Nu vreau să înțeleagă cineva că vreau să vorbesc doar despre ce are de făcut femeia în relație, este în aceeași măsură nevoie și ca bărbatul să se implice și să fie și el atent la ce îi se întâmplă, cum simte, ce simte. Avem un avantaj noi femeile, așa cum am mai zis și altă dată, suntem mai deschise, suntem mai disponibile să aflăm ce este cu noi, de ce avem emoțiile pe care le avem, ce să facem cu emoțiile. Mai mult de atât, suntem deschise și avem acest cerc al fiecare dintre noi. Există foarte puține femei care sunt chiar singure. Fiecare dintre noi are pe lângă, dintre noi femeile, are pe lângă ea prietene, rude, verișoare, surori cu care se împacă bine și cu care se poate deschide și cu care poate discuta. Evident, nu este suficient, pentru că este ceva atunci când discutăm între noi și este altceva atunci când se întâmplă într-un cadru profesional și se întâmplă direcționat și pas cu pas. Mai vroiam să spun ceva, era o idee importantă, dar am scăpat-o. Stai că, uite, da. Am eu și spuneți, reamintești tu. Știi ce am observat, Laura? Că este foarte important, noi ca femei, vorbim despre noi, femeile, să ne dăm seama că bărbații nu gândesc ca noi. Că sunt diferiți. Noi spunem asta, dar oare realizăm? Da. Am fost cândva la un workshop și mi-aduc aminte cu mare drag și plăcere, pentru că a fost o prezentare plină de umor atunci, al unui profesor din Italia, și a spus creierul bărbatului este împărțit pe sertărașe. El are de lucru ceva anume, deschide sertărașul, termină, îl închide. Are de discutat cu tine, deschide sertărașul, îl închide. Creierul femeii poate să facă nenumărate conexiuni între subiecte care aparent n-au nicio legătură una cu alta, între persoane care aparent n-au nicio legătură una cu alta și să-ți dea o concluzie care să ți se... o concluzie care realizezi că este corectă, pertinentă. Și atunci, evident că ei nu ne pot urmări pe noi în această dinamică atât de întortocheată? Nu neapărat întortocheată, cât este și frumoasă, pentru că de multe ori ai observat cum încep să ți se aprindă beculețele. A, da, am aflat asta, sigur, asta trebuie să fac. Da, punct. Da. Pentru noi e cumva firesc. Mie mi s-a întâmplat să-mi spună cliente că au întâlnit această neconcordanță între ele și parteneri, în sensul că ele spun ceva, aduc la cunoștință ceva și ei nu pot să urmărească, nu pot să țină, nu au rapiditatea. Și atunci și noi e timpul să ne adaptăm un pic, să spunem, evident că nu are rapiditatea, pentru că tu ai această rețea neuronală care funcționează în toate direcțiile, iar el are rețea neuronală care funcționează foarte structurat, așezat, planificat și până când se duce în toate colțurile alea în care tu ajungi imediat, îi cere puțin timp. Așa că, din punctul ăsta de vedere, avem nevoie să noi să avem timp și să dăm timp și să avem răbdare cu ei. Ne așteptăm, Laura, să ne înțeleagă, să ne înțeleagă modul de a gândi fără ca noi să explicăm și fără, și ca, fără noi să ca noi să înțelegem modul lor. Și fără avem așteptări și avem așteptări, că de aici apar foarte multe. De aici apare, este iarăși un motiv pentru care începem să ne luptăm. Apar foarte multe divergențe din faptul că noi, evident, avem și deschiderea mai mare din punct de vedere emoțional și putem să percepem imediat emoțiile celuilalt.
avem și intuiția care ne ajută. Și atunci nouă ne este mai ușor, suntem radarul nostru reperează mai ușor stările celuilalt și ce se întâmplă cu el. Însă noi ne așteptăm ca ei să știe ce vrem noi, fără ca noi să spunem nimic. Și evident că lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Poate că și ei se așteaptă ca noi să înțelegem lucruri pe care nu le înțelegem. Și iarăși sunt două aspecte foarte diferite în cuplu. O soluție este comunicarea, da? Dar și aici, cum comunicăm? Ca și aici suntem foarte diferiți. Nu mi-aduc aminte acum, pentru că nu m-am gândit să verific asta înainte de a veni aici, câte mii sau zeci de mii de cuvinte folosim noi pe zi și care este diferența între avem noi nevoie să exprimăm pe zi și care este diferența între nevoia lor de a exprima, pentru că diferența este foarte mare. Deci nu mi-aduc aminte, poate altă dată dacă discutăm o să vin cu datele concrete, însă este o diferență foarte mare și atunci când noi ne așezăm la discuție, începem să spunem, să povestim, nu mai terminăm, da? Nu ne este suficient o propoziție, o frază scurtă, vrem să explicăm din ce în ce mai mult, pentru că este această nevoie a noastră de exprimare, care este mult mai mare decât a lor. Ori ei nu pot să stea în atenție și să cuprindă toate detaliile pe care noi le spunem acolo. Și poate nu au nici răbdarea necesară. Și poate nu au nici răbdarea. Și e firesc. Și este firesc, da, pentru că este ca și când sunt lucruri care pe el îl interesează, s-a întâmplat asta, am nevoie de ajutorul tău cu asta, ca să pot să obțin rezultatul ăsta. Ori noi nu știm să spunem atât de scurt. Noi povestim cu amănunt tot ce s-a întâmplat și la un moment dat nu mai devine clar nici cererea și nici rezultatul la care vrem să ajungem. Dar m-aș întoarce puțin. Iarăși de ce apare lupta? Pentru că de multe ori nici noi pentru noi nu știm ce vrem. Foarte multe persoane nu știu ce vor în viață. Și este foarte interesant că ar trebui destul de devreme în viața noastră să aflăm ce vreau eu, cum vreau eu să-mi trăiesc viața, ce mi-ar fi drag să fac, să practic ca și activitate, cum mi-ar fi mie drag să fiu ca om, ca femeie, ca bărbat, cum să interacționez cu oamenii din jurul meu, ce fel de profesie să am și cum să fiu eu un om care este împlinit în cadrul profesiei. De foarte multe ori nu știm ce vrem. Sunt foarte mulți oameni care nu știu ce vor și atunci eu vin în relație fără să știu cine sunt, fără să știu ce vreau de la mine, cum funcționez eu și da, am nevoie de iubire. Știu că pot să iubesc, îmi place de tine. Ești o persoană frumoasă, îmi place cum vorbești, îmi place că ești atent cu mine, îmi place că în interacțiunea noastră mă simt valorizată și așa mai departe, dar în spatele acestor lucruri sunt toate aceste semne de întrebare de care eu nici nu sunt conștientă. Și dacă nu sunt conștientă, și s-ar putea ca și în partea cealaltă să fie la fel, pentru că ne întâlnim, așa cum am spus, da, cu oameni care sunt asemănător nouă. De asta ne și atragem, ne și place de anumite persoane, pentru că suntem asemănători. Și dacă ești asemănător, înseamnă că inconștient știu cum să relaționez cu tine. Știu cum să îmi gestionez relația cu tine, pentru că simt că văd cumva anumite comportamente și că suntem asemănători. Însă asta nu este, este doar o impresie de suprafață, pentru că dedesubt asemănarea asta are niște niște experiențe, niște traume, are niște răni, are niște comportamente care nu sunt cele mai potrivite și în anumite situații. Pentru că dacă eu nu mi-am vindecat rana,
Iubirea este despre conectare, nu este despre altceva, despre a fi conectați. Atunci când ne putem conecta cu adevărat la nivelul acela profund de suflet, atunci încet învățăm împreună să gestionăm, să construim, să reconstruim, pentru că nu este nimic în relațiile noastre, indiferent ce fel de relații, nu este nimic bătut în cuie, liniar, totul se schimbă în permanență. Aceasta este viața, o schimbare permanentă. Și Laura, ne putem conecta și atunci când avem aceste conflicte? Adică putem oare să trecem prin și peste aceste conflicte care pot să apară dintr-o nevoie de a avea dreptate, din lipsa de atenție, iarăși lupta pentru putere, poate să fie și așa. Da. Putem cumva să reajungem la sentimentul de iubire și la conexiunea dintre noi? Da, experimentând acestea? Eu cred că da, putem. Atâta doar că e nevoie să vrem cu adevărat și e nevoie de, revin și spun, acea disciplină, autodisciplină constantă, zi de zi, din partea ambilor parteneri. Vorbeam și aș vrea să mă întorc și o să mă întorc și la asta. Mi-am adus aminte, vorbeam de comunicare. E nevoie să vedem care sunt interesele omului de lângă mine. Și să, dacă eu mi-închipui că eu ca și femeie comunic, dar eu spun numai despre ce mă vorbesc numai despre ce mă interesează pe mine și numai punctul meu de vedere despre relația noastră sau numai ce am citit eu, ce am învățat eu despre relații sau despre orice altceva. Să zicem că avem niște interese comune despre dezvoltarea asta personală. Și dacă eu vorbesc numai din punctul meu de vedere și nu mă raportez și la interesul tău, ce te interesează pe tine? Poate te interesează un anume aspect. Hai să ne limităm la comunicare. La aspectul cum ești ascultată, cum ești auzită, cum ajunge mesajul tău. Dar eu nu vorbesc despre asta, eu vorbesc numai despre cum transmit eu mesajul. Și atunci, de fapt, nu există comunicare. Și de asta am spus, sunt foarte multe aspecte de luat în seamă, pentru că noi o numim luptă pentru putere. Mie mi s-a spus odată că sunt o femeie puternică, odată, într-un moment al vieții mele. Foarte multe persoane mi-au spus, ești o femeie puternică și ce ai făcut și cum ai făcut și cât ai făcut și așa mai departe. Vreau să spun că m-a durut foarte tare acest, ești o femeie puternică, pentru că eu nu făcusem ceea ce făcusem din putere, ci făcusem din frică. Curajul meu de a face un pas înainte a fost din frica pe care o trăiam într-o anume experiență. Astfel s-a ridicat curajul. Deci s-ar putea să nu fie lupta pentru putere, s-ar putea să fie lupta fiecăruia ca să se simtă văzut sau văzută, auzit, apreciat, aprobat, iubit, înțeles. Și atunci este ușor să spunem, de asta îmi place să fim foarte atenți la cuvinte, pentru că de multe ori noi zicem, intrăm în cuplu și la un moment dat începe lupta pentru putere. Da, poate să fie și lupta pentru putere, pentru că atunci când simt că am un ascendent asupra ta, poate că mă păcălesc, că nu mă vei mai răni. Și atunci, dacă sunt un pic, simt un pic de putere, simt un pic de forță în mine, mă păcălesc că nu mă las rănită sau tu sau nu-ți mai permiți să mă rănești sau invers. Bărbatul nu se simte că dacă e mai puternic, nu mai poate femeia să-l facă să se simtă nepotrivit sau insuficient și așa mai departe. Și cumva controlează. Și cumva controlul ăsta, pentru că aici este iarăși o poveste a fiecăruia dintre noi, de ce am ajuns să avem atâta nevoie de control în viața noastră de zi cu zi. Uite, de ce?
din nesiguranța pe care am trăit-o la un moment dat în copilăria noastră. Fie în relația cu părinții, fie în casă, fie în felul în care ei ne-au asigurat parenting-ul și protecția în familie, fie în relația mea cu colegii de școală sau cu profesorii sau, uite, am avut cliente care erau afectate de relația cu una dintre cu învățătoarea sau cu una dintre profesoare. Și atunci te simți în nesiguranță când o autoritate te simți atacat de o autoritate, da? Și nesiguranța asta, mai ales atunci când ești copil, mai ales atunci când asta se întâmplă în fața clasei, în fața tuturor prietenilor tăi și colegilor tăi, este o umilință care îi se aduce copilului foarte dureroasă. Și asta, pentru că în relația de cuplu, fiecare dintre noi, în felul său, în rolul său, este o autoritate în casă, în relație și în familie, da? Femeia este o autoritate în ceea ce privește grija, întreținerea familiei. Ea ține casa. Afecțiunea, modul în care copiii sunt îngrijiți. Bărbatul este o autoritate în ceea ce privește protecția, siguranța, susținerea financiară a familiei. Uite, poate, Laura, dacă am ști foarte clar și concret cu ce se ocupă bărbatul într-o familie și cu ce se ocupă femeia, atribuțiile fiecăruia, poate cumva ne-am lămuri și n-am mai avea atâtea pretenții. Nu știu, eu ca femeie să am pretenția ca bărbatul meu să spele în fiecare dimineață vasele, dar nu zic că șpală farfuria, că e o chestie de educație, ci să facă treaba în locul meu ca femeie. Că mă ajută, da, la un moment dat. Dar cumva, știi? Da, Oana, de asta spuneam că în vremurile astea s-au schimbat un pic, s-au extins un pic, s-au mixat un pic atribuțiile pe care le avem și atunci este foarte frumos și benefic și sănătos ca între noi să stabilim clar, uite, hai să nu ne pierdem timpul numai cu treburile casnice. Cineva face piața, altcineva pune aspiratorul, cineva gătește sau când gătim amândoi, pentru că sunt foarte mulți bărbați cărora le place să gătească și care sunt maestri, chiar dacă nu sunt profesioniști, ei sunt maestri în a găti. Și atunci facem împreună, curățăm legumele, șeful, cel care este șeful bucătar, este șeful bucătar. Și făcând lucruri împreună și interesându-ne ce-ți place ție să faci, ce-mi place mie să fac, cum te pot eu însoți pe tine în ceea ce-ți place ție să faci și cum mă poți tu însoți pe mine în ceea ce este hobby-ul meu. Așa ne ajutăm să creștem și să păstrăm, dacă vrei să folosim etichete, flacăra iubirii, dar nu neapărat, ci să creștem, pentru că nu este suficient să păstrăm acea relație, afecțiunea, iubirea, ci avem nevoie să o creștem pe măsură ce trec anii. Noi ne schimbăm. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, ne schimbăm. Știi că există acele povești că ne-am căsătorit într-un fel și după aceea femeia a vrut să schimbe bărbatul. Chiar era o poveste legată de faptul că, nu mai mi-aduc foarte bine aminte, el era un hippie cu motoretă, cu nu știu ce, nu mai țin minte exact cum, și ea a vrut să-l pună la costum, să-l alinieze, ceva de genul ăsta, și viața a devenit destul de grea între ei și la un moment dat ea a înțeles că nu-i mai place de el așa cum îi plăcea la început. Și a stat și s-a gândit și a zis, păi da, nu mai îmi place, pentru că el este total diferit de atunci. Atunci era un hippie, umbla tot timpul cu motocicleta și era o poveste din asta. Există această tendință de a dori și dintr-o parte și din alta să îl aducem pe celălalt
așa cum suntem noi? Aliniat sau? La noi sau la vise, la cum am visat noi sau cum este idealul pentru noi. Dar mă întorc, dacă suntem atente, dacă suntem atenți, dacă conștientizăm, de fapt acest ideal care este în mintea mea, acest vis care a fost, are vreo legătură cu realitatea sau nu are nicio legătură cu realitatea? Poate că omul din fața mea este mult mai mult decât mi-am dorit eu vreodată, dar eu nu las să manifeste acest mult mai mult și să fie cine este el, pentru că eu am în cap acel vis. Și eu încă sunt atașată de acel vis care are legătură cu mama și cu tata. Freud a spus, suntem cam mulți în pat, da? Și din anumite perspective cam așa este. Îi cerem partenerului nostru să ne îndeplinească nevoi pe care nu mi le-a îndeplinit mama. Îi cerem partenerului nostru să fie cum era tata sau să fie cum nu era tata. Ei ne cer nouă să fim, și aici iarăși sunt multe cupluri care o duc așa și o duc foarte bine până la adânci bătrâne și până când se despart, ea fiind mama lui. Se căsătoresc și la bază este acest se păcălesc, cred că sunt femeie și bărbat în relație, dar de fapt dedesubt este rolul de mamă, el are încă nevoie de mamă, nu s-a desprins de mamă, ea vrea să îi satisfacă această nevoie tocmai pentru ca să fie cu el. Bun, și ca să ieșim din rolurile acestea, nu cumva, dacă ne întoarcem la a fi femeie și la a fi bărbat, cu ce ne place nouă, cu ce vrem noi? Da, Oana, asta presupune, o muncă cu sine, asumată, responsabilitatea de a mă uita la mine, în mine, la toată istoria mea de viață, de unde vin, cu ce vin, cu ce bagaje vin, bagajele astea le-am trântit aici în relația asta sau le țin încă în spatele meu și mă muncesc să fac față relației cu bagajele în spinare. Este, dacă vrem o relație ca ea să meargă bine și să meargă din ce în ce mai bine și să ajungem într-un moment, pentru că nu o să fie niciodată, așa cum am zis mai devreme, pe măsură ce noi ne schimbăm, știi, viața este în spirală. Când cresc, când ceva, când se face o schimbare, se întâmplă și dezechilibru. Dezechilibrul ăla e nevoie să fie susținut, e nevoie de ambele părți, e nevoie să fim împreună când suntem în dezechilibru, până când ajungem din nou la un moment de echilibru, să creștem împreună. Și crescutul ăsta împreună poate să însemne mergem pas cu pas sau merge unul înainte și celălalt îl urmează, îl așteaptă pe celălalt sau îl susține să meargă după și invers. Celălalt pornește înainte, pașii următori și așa mai departe. Uite, eu mi-am notat câteva întrebări care ne conduc către o rezolvare așa acestei lupte pentru putere. Și așa cum ai spus și tu, ar fi comunicarea, care presupune, de fapt, care are la bază sinceritatea față de noi înșine, separat și apoi exact. Împreună. Iarăși o întrebare, când am pierdut interacțiunea armonioasă pe care am avut-o până atunci, momentul acela declanșator, valorile comune pe care noi le aveam, planurile pe care noi ni le facem la început de drum și la care, nu știu, nu mai revenim pe parcurs, cumva ne îndepărtăm. Când am uitat să-i transmitem celuilalt cât este de important pentru noi și valoros, și admirația. Da, da. Și uite, asta mi-ai adus acum. Bărbatul are nevoie să fie admirat, să-i se mulțumească pentru lucruri pe care le face el ca bărbat. Femeia are nevoie să fie ascultată, auzită și să-și poată manifesta emoția și drăgăleșenia și să fie apreciată că își manifestă emoția și drăgăleșenia.
bărbatul are nevoie, ce, că acum nu mai îmi vine, ambii avem nevoie să fim văzuți și, și auziți. Ce înseamnă văzut și auzit nu înseamnă trec pe lângă tine prin casă și te văd, ci te văd exact așa cum ești acum și văd ce nevoie ai tu. Te aud, te aud când îmi spui ceva și aud ce este dincolo, da, de cererea ta, de cererea ta la nivel verbal. Te aud că dincolo de asta ești obosită și nu mai poți să stai de vorbă sau nu ai chef să gătești în seara asta. Asta înseamnă să fim atenți. Atenția ne ține conectați, ne ține în prezent și ne ajută să ne conectăm. Atenția pe care noi o acordăm unui altuia. Și dacă eu mă simt, simt că tu ești atentă la mine, atunci în momentul ăla îmi dau seama că tu chiar mă vezi și chiar mă auzi. Și chiar pot să mă deschid mai mult și să spun mai mult. Să spun că astăzi la serviciu, după ce că am avut un proiect foarte greu și am ajuns într-un final la un rezultat cu acel proiect, s-a trezit un coleg să spună că da, dar uite că aici nu este bine pentru că eu văd că este altfel. Și a început acolo o luptă și eu pot să mă deschid să-ți spun ție, pentru că văd că tu, ca soție, ești disponibilă pentru mine să mă auzi și să-mi spui. Și de obicei bărbații nu au nevoie să le dăm noi soluții, ci să vină ei cu soluții, ci să fie doar ascultați și sau auziți. Așa. Da? Da. Și de obicei ei se simt foarte, de multe ori, vinovați, pentru că nici noi nu vrem neapărat soluții, noi vrem să fim ascultate și de asta comunicăm. Aha. Și ei cred, așteaptă ca noi să terminăm odată și ei să vină să ne dea soluția, să ne ajute cu ceea ce nu reușim noi să facem. Și atunci te simți frustrat când vezi că celălalt, tu ai pornit către partenerul tău de cuplu și el parcă nu înțelege nimic. Sau ai pornit către partenera ta de cuplu și ea înțelege cu totul altceva. Mai mult de atât, se declanșează se apasă acele butoane, se declanșează rănile. Începem să proiectăm, să zicem, da, păi ai spus asta tocmai pentru ca să mă faci pe mine să mă simt prost și așa mai departe. Singura soluție pentru o viață mai ușoară, mai simplă, mai frumoasă, mai prosperă. Și când mă gândesc la prosperitate, nu mă gândesc numai la prosperitatea financiară, pentru că și asta depinde de cum interrelaționăm, de cum creștem și cum mergem împreună. Pentru că dacă noi suntem tot timpul supărați și îmbufnați și în luptă, energia banilor nu poate să vină într-un loc în care este așa haos, da? Dar prosper în tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi, afectivitatea, împărtășirea de cunoaștere, de informații, de ce am citit eu, de ce ai citit tu, mersul împreună. Și aici, iarăși, mai avem această tendință și s-ar putea ca asta să vină mai mult din partea noastră a femeilor, de a sta tot timpul legați unul de altul. Mergem la piață, cumpărăm o pâine, mergem împreună. Da. Tot timpul să facem numai împreună. Ori dacă noi, da, și aici iarăși, în spate sunt niște frici, sunt niște îndoieli, este o neîncredere. Dacă n-am încredere în tine, în primul rând n-am încredere în mine. Băieții vor să mai iasă cu prietenii, da? Și la începutul căsătoriei, foarte multe femei se tem de asta, se duc acolo, dacă beau prea... Bine, este primul lucru pe care ni-l spunem, este nu că de fapt pentru el să nu bea prea mult sau nu știu ce, să nu bea prea multă bere sau nu, mă rog. Primul lucru pe care ne spunem este această îngrijorare că da, să nu bea sau să nu se întâmple nu știu ce sau cine știe ce fac ei acolo, dar de fapt s-ar putea ca neîncrederea, prea mai la noi, ca neîncrederea din mine să mă ducă cu gânduri și unele dintre noi sau unii, că sunt și asta, da, sunt foarte mulți bărbați din perspectiva mea, ce am întâlnit eu, bărbați mai geloși decât mai mulți bărbați sunt geloși decât femeile. Însă, această restricționare
cel puțin la începutul relației, este acceptată de ambele părți, dar acceptată cu frustrare sau cu nemulțumire sau cu îngrijorare, până unde o să ducă asta. Sunt acele compromisuri pe care le faci odată, le mai faci odată, și dar după aceea... Cât de frumos ar fi ca tu să poți merge cu prietenele tale atunci când simți că vrei să mergi cu prietenele tale, fără să te simți vinovată sau fără să simți că l-ai lăsat pe el, l-ai părăsit acasă și el nu știe ce să facă. Am mai auzit și asta. Dacă nu fac eu program, el nu știe să facă program și se plictisește și nu știe ce să facă și așa mai departe. Da, poate că ar fi cazul să îl lași să vadă ce, să-și găsească o soluție, să-și facă singur program. Dar ce frumos ar fi ca tu să pleci cu prietenele atunci când simți că e important să fie lucrul ăsta, fără să te simți vinovată, sau să-l lași pe el să meargă cu prietenii sau să meargă la un meci sau să meargă pur și simplu la cumpărături să-și cumpere ceva fără tine. Uh-huh. Că și acest obicei l-am impus cumva, dacă trebuie să-ți cumperi pantofi, merg eu cu tine că știu mai bine ce fel de pantofi îți trebuiesc ție. Laura, așa ca o concluzie, dacă am vorbit sincer și deschis, așa cu teamă, cu tot ce simțim noi, n-aș ajunge la furie și la agresivitate sub nicio formă, despre ceea ce ne dorim în relația aceea, despre ceea ce avem nevoie de la celălalt, nu știu. Poate cumva această luptă pentru Oana, putere uite, n-ar mai exista. Da, uite, sunt niște teme de casă pe care eu le dau. Și asta, o listă cu cum ai vrea tu să fie, cum este partenerul de cuplu în tine, în inima ta, cum îl vezi tu pe partenerul de cuplu, dar nu asta este cea mai importantă listă. Cea mai importantă listă este cum ești tu în relația de cuplu. Ce aduci tu în relația de cuplu? Cum te comporți tu și cum ai vrea, ce ai avea de îmbunătățit la tine în relația de cuplu. Și atunci de acolo poți să mergi și dincolo și să vezi totuși cum ajung la echilibru, de ce am nevoie, unde mai am nevoie să lucrez la mine. Și iarăși mă întorc la constelațiile de familie. Dacă atunci când am venit pe lumea asta n-am putut să-mi fac acea conexiune profundă la nivel de suflet cu mama, cu tata, voi căuta această conexiune toată viața în jurul meu, la prieten, la prietene și la partenerul de cuplu. Dar ei nu-mi pot da ceea ce îmi pot da, mi-au putut da părinții mei. Și până nu fac pace aici, nu pot să fiu disponibilă dincolo cu totul. Îți mulțumim, Laura, pentru contribuția ta pe care ai adus-o astăzi la noi, la Dincolo de Ceea Ce Știm, și te așteptăm cu mare interes și într-o viitoare emisiune să mai discutăm. Mulțumesc, mulțumesc și eu, Ana. Mulțumesc pentru atenție și vouă, mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Până luni, Creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Pura Rom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de Ceea Ce Știm.